Vă invit să deschideți Scriptura, cei care o veți, pagina 1063, Faptele Apostolilor, capitolul 7, de la versetul 20 până la versetul 37, o narațiune vechi testamentală, interpretată sub călăuzirea Duhului Sfânt, într-o cuvântare, într-o predică a diaconului Ștefan. De la versetul 20. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate, i-a luat apărare, i-a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și i-a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? La uzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de-a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut 2 fii. Peste 40 de ani s-a arătat un înger în pustiul muntelui Sinai, în parafocul unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului, care i-a zis, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeului Avraam, Dumnezeului Isaac, Dumnezeului Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt. Le-am auzit gemetele și m-am coborât să izbăvesc. Acum, du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise, sau aș spune eu, pe același Moise care a eșuat în trecut, de care se lepădaseră ei când au zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor, cu ajutorul îngerului care îi se arătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustiu, 40 de ani. Acest Moise, același Moise de fapt, a zis fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. De el să ascultați. Amin. Puteți reocupa locurile. Mă bucur să fiu astăzi aici și pe de altă parte mă încearcă o maximă frică generată de responsabilitatea de a împărți drept cuvântul lui Dumnezeu. Îmi dau seama că experiența eșecului e una comună fiecăruia dintre noi și n-aș vrea să, vorba fratelui Tomoș, n-aș vrea să aduc promisiuni îndulcite, amăgitoare, ci aș vrea să ne uităm la Evanghelie, la Evanghelia care transformă, care oferă, cred eu, răspuns pentru fiecare departament al vieții noastre. Viața între eșecul personal și destinul promis. Nu știu cam pe unde ești în poza aceea. Cred că unii au încă tolba plină cu săgeți și nici n-au îndrăznit să tragă prima săgeată pentru că știu din capul locului că nu vor nimeri. Am avut weekendul ăsta în Oltenia un grup de la o biserică din Irlanda, vreo 50 de frați și surori și am crepat câteva zeci de metri de lemne. Era un băiat născut în Irlanda, l-am văzut odată de 10 ori, de 6 ori în prima fază, apoi de 10 ori, încă de 4 ori după ce a repus butucul pe poziție să crape lemnul și n-a reușit. Am zis, pe ăsta îl duc în spital. N-are nicio șansă să crape. După o jumătate de oră de exercițiu, a reușit. Nu știu pe unde ești. Îs convins că poate unii a tras primele săgeți și a zis, nu mai merită. Oricum n-am nicio șansă. Dacă mergea după filozofia asta de lucru, nici nu încerca sau nici nu mai încerca Moise, n-avea cum. N-aveam cum să vorbim despre Moise
cel care e exponentul planului lui Dumnezeu, care izbăvește poporul împlinind cuvântul lui Dumnezeu din Egipt înspre Canaan. Vreau să plecăm de la câteva premise sau observații preliminare pe care nu cred că merită dovedite. În primul rând, credem că eșecul inerent ființei umane căzute. Nu cred că există cineva de aici care n-a eșuat cel puțin odată. Fie că e vorba de păcat, fie că e vorba de încercare eșuată, da, de ratarea țintei, fie că e vorba de o propunere, de o dorință arzătoare care ai pus-o înaintea viitorului tău și n-ai atins-o, fiecare dintre noi am gustat eșecul. Eșecul, de fapt, e inerent, e în noi înșine. De când ne-am născut și până vom muri, vom eșua. Viața din afara Edenului e plină de eșecuri. Întrebarea e nu dacă am eșuat, pentru că noi toți am eșuat, ci întrebarea e cum reușim să ieșim din starea asta de eșec continuu, să mergem înspre viitorul cu Dumnezeu, înspre destinul lui Dumnezeu, pentru că da, cred în al doilea rând că fiecare persoană... Dăm înapoi, scuzați. Am un alt presenter, ăsta e împrumutat. Fiecare persoană are un destin specific. Și asta știu că nu o credeți. Dacă sunteți siguri de eșec, când e vorba de destin, de planul lui Dumnezeu, cumva nu-l credem pentru că nu l-am întrezărit sau pentru că n-am ajuns acolo. Noi suntem pe parcursul devenirii, în procesul devenirii. Pentru că n-am ajuns exact unde am vrea să ajungem, spunem, destinul ăsta e prea îndepărtat. Planul lui Dumnezeu e neînțeles și nu știu cum o să ajung acolo. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o chemare, să vorbim în termeni biblici, despre o chemare specifică fiecăruia. Așadar, drumul nostru nu înseamnă nimic altceva decât să reușim să plecăm de la starea de eșec înspre destinul lui Dumnezeu. Și de fapt asta e viața. Dacă o sumedenie de eșecuri, dacă o lănțuire de frustrări, dar e o viață de progres înspre împlinirea planului lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Așadar, o să folosim eșecul lui Moise ca unul tipologic, paradigmatic, da? De exemplu pentru fiecare dintre noi. Cred că acest parcurs este emblematic pentru fiecare dintre noi și în măsura în care încercăm să înțelegem contextul lui Moise și stările lui Moise, vom reuși să identificăm atât starea de eșec, cât și destinul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, cred că drumul de la eșecul personal la destinul promis, și voi folosi metafore, sper ca studenții care mă ascultă, fie online, fie fizic aici, văd câțiva, să nu mă taxeze, prima regulă omileticii, niciodată nu folosi metafore atât în diviziune cât și în titlu. Astăzi o fac. O fac pentru că drumul nu cred că poate fi interpretat altfel decât un proces, decât un parcurs. Ca să reușim cumva să pornim pe drumul acesta, trebuie să răspundem la trei mari întrebări. De ce stau pe loc? Pentru că eșecul nu înseamnă eșuarea în sine, ci eșecul înseamnă continuarea de a rămâne în starea căzută. Cum găsesc drumul? De unde știu că sunt pe drumul lui Dumnezeu? De unde știu că drumul ăsta e croit de Dumnezeu pentru mine și nu cumva îs pe un drum rătăcitor? Și apoi, unde duce acest drum concret? În mod concret, până la urmă, care e obiectivul? Am o viziune? Am un obiectiv? Sau mă duc din inerție și Dumnezeul, suveranitatea Lui, va conduce lucrurile înspre gloria Lui? De ce stau pe loc? De ce stăm pe loc? Care sunt motivele pentru care rămânem pe loc? Și am identificat patru dintre ele, după care o să ne apropiem de textul nostru. Primul motiv pentru care stăm pe loc, cred că este perspectiva greșită despre succes, respectiv performanță, sau despre eșec versus succes. Știți, noi definim succesul sau performanța doar din perspectiva înțelepciunii convenționale. Ce spune dicționarul despre succes? Cum definesc oamenii performanța? Și pentru că o definim exact ca ei, ne frustrăm pentru că trăim într-o stare de eșec continuu, stăm pe loc. Un alt motiv, și le vom lua pe rând, este prezența diferențelor. Diferențelor dintre noi, dintre performanța celui de lângă mine și performanța mea. De asemenea și prezența dificultăților. Sunt niște impedimente, niște obstacole pe care dacă nu le interpretez corect, voi rămâne mereu pe loc.
3 sunt părerile celor din jur. Contează foarte mult felul în care mă proiectez în conștiința celorlalți și mulți emit etichete față de mine și atunci eu nu fac nimic altceva, în loc să ies din starea mea, nu vreau nimic altceva decât să mă cosmetizez, să mă proiectez bine în mentalul colectiv a celorlalți. Și apoi, cred că este parcursul vieții, diferit de așteptările noastre. Viața bate filmul. Viața e diferită de vise. Noi visăm una și trăim alta. De ce această discrepanță? Așadar, avem o perspectivă greșită, e prezența asta a diferențelor și a dificultăților care ne încurcă, sunt părerile celor din jur și ele mereu sunt emise, fie în mediul online, fie în comunitatea fizică, și există un parcurs al vieții care de cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, este diferit de perspectiva noastră asupra vieții, de felul în care noi ne dorim și ne visăm viața. Prima dintre ele, perspectiva greșită despre performanță. Ce înseamnă performanță? Vă spuneam, dacă ne interpretăm din perspectiva dicționarului, dacă definim performanța din perspectiva înțelepciunii convenționale, ea are două definiții. O realizare deosebită într-un domeniu de activitate, dacă fac asta, sunt performant, am succes, și un rezultat excepțional, de obicei obținut într-o probă sportivă. Cam așa definește dicționarul termenul performanță. Și noi credem că asta e totul. Ca să sparg cumva acest tipar de gândire, aș vrea să definim performanța sau succesul din perspectiva Scripturii. Pentru că făcând asta ne vom raporta corect la eșec. Ce înseamnă eșec? Ce spune înțelepciunea convențională sau ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Și acum voi forța câteva elemente, nu să vă potigniți, ci ca să înțelegeți ce vreau să spun. Perspectiva greșită despre performanță, hai să vedem niște modele de performanță, Biblia le numește așa. Primul este Dumnezeu, respectiv Hristos. Cât de performant este Dumnezeu? Care sunt rezultatele lui Dumnezeu? Un popor de 2 milioane de oameni, când intră în Canaan? 2? Voi vreți să-mi ziceți că ăsta e rezultat excepțional? Mie mi se pare ăsta eșec 100% după înțelepciunea convențională. O biserică de 70 de ucenici și să rămână 12? Să rămâi cu o cincime? Cu o cincime din biserică? O biserică de 1000 de oameni și să rămâi cu 200 și un pic? Asta e performanță? Îți rămân 12 și toți fug și rămân 2 femei și un bărbat la crucea lui Hristos? Voi vreți să-mi spuneți că asta e performanță? Dacă am judecat din perspectiva asta, Dumnezeu e exponentul cel mai mare eșec. Care e performanța lui Dumnezeu? Care e performanța lui Hristos? Dumnezeu e Dumnezeu, hai să coborâm la noi. Galeria eroilor credinței, nouă ne plac poveștile cu ei, ne identificăm cu ei. Vreau să-mi spuneți ce au câștigat ăștia. Știți ce? Nimic. Nimic. Din perspectiva înțelepciunii convenționale, ăștia sunt cei mai mari loseri. Cei mai mari pierdanți ai istoriei. N-au obținut nimic. Și atunci noi de ce îi numim eroi credinței și cartea Evrei îi elogiază și noi vrem să fim ca ei? Oare ce înseamnă eșec și performanță? Vedeți cât de diferit gândim de perspectiva biblică și a lui Dumnezeu? Iov a pierdut totul și în egală măsură Hristos, Dumnezeu vorbește cu Satan și spune: l-ai văzut pe robul meu Iov, nu este niciunul ca el. Ce ca el? Ce avea Iov și n-aveau ceilalți? Până la urmă, ce înseamnă eșec și ce înseamnă performanță? Dacă nu stabilim aceste lucruri, vom fi mereu într-o goană a frustrării. Vom rămâne pe loc. Pentru că noi credem că eșecul înseamnă doar rezultate vizibile, cuantificabile, premiate și elogiate de societate. Nici de cum. Da, rezultatele vor veni, dar eu cred că performanța sau succesul nu se definește din perspectiva aceasta, ci... Cred din toată inima că performanța biblică întotdeauna ia în calcul rezultatul etern, nu doar cel prezent. Performanța biblică, succesul din perspectiva biblică, întotdeauna vizează eternul și apoi prezentul. Așa trebuie să evaluăm lucrurile. Din perspectiva mea, bogatul, din pilda lui Lazar, să-ți permiți, hai să
discutăm în termeni moderni, poate un costum de 2000 de euro, o cravată de 3-500 de euro, înseamnă succes. Să nu muncești. Ăsta e visul oricărui bărbat, la 45 de ani să pensioneze. E normal, toți se pensionează la 67, 70 și cred că ne prinde moartea, noi toți vrem la 45, să fim independenți financiar, să-L slujim pe Dumnezeu. Din perspectiva asta, omul ăsta are cel mai mare succes. Și unde ajunge? Lazar, un împrumut de vreo 40.000 de euro la bancă, o boală cronică și nevindecabilă. Nici tratament, nici clinică, nici cine să te ducă acolo. Nici un prieten decât câinii. Și ajunge în sânul lui Avram. Pe mine logica asta mă bate. Chiar mă bate. Care-i performanța? Cum evaluăm lucrurile? A, da, din perspectiva rezultatului etern, Hristos e cel mai mare victorios. Când toți și diavolul și satana și înțelepciunea convențională au zis, l-am biruit pe Galilean. Hristos transcede realitatea asta și este Domnul care biruiește moartea, care biruiește păcatul și care biruiește pe diavol. Pentru că rezultatul, performanța, n-are de-a face în primul rând cu elementele acestea de context, ci are de-a face cu rezultatul etern. De aceea te întreb din nou, ești în faliment sau ești pe drumul succesului? Da, s-ar putea din perspectiva înțelepciunii convenționale să stai pe loc și vei rămâne acolo dacă crezi că orizontul înseamnă un continuu eșec. 2. Prezența, voi ceas în spate n-aveți, numai acolo. Perspectiva greșită despre performanță, iar am dat. Așa, prezența diferențelor și a dificultăților. De ce zic asta? S-ar putea să stai pe loc pentru că mereu te compari. Și asta cred că e boala societății noastre. Vă dau un argument scriptural. Imaginați-vă una din cele mai strălucite victorii a lui Israel față de Filistia. Goliat este distrus de un puștan, de un copil, de un adolescent, prin puterea lui Dumnezeu. O luptă strălucită, filistenii dau înapoi, poporul își redobândește cumva autonomia, bucurie extraordinară, exaltare. Împăratul cu comandanții, cu oștile, merg înspre casă și se bucură extraordinar. Până într-un moment, era succes toată ziua, până într-un moment în care niște femei începe să cânte și la refren zic ceva de genul: a lui Saul sunt miile și a lui David zecile de mii. Știți care, ce zice următorul verset imediat? Și Saul s-a mâniat, s-a frustrat. Era biruință 100%, era performanță, ei mergeau înspre planul lui Dumnezeu, era acolo mâna lui Dumnezeu care lucra. Și omul ăsta, când vede doar diferența de elogiere, omul ăsta schimbă performanța, schimbă eșecul, succesul în eșec. Noi de cele mai multe ori, raportându-ne la alții și văzând diferențele dintre, asta ne frustrează și ne face să rămânem pe loc. Ioan Botezătorul și Iisus. Există un moment de dificultate și vine cineva la Ioan și îi zice în felul următor: Ioan, îl știi pe vărul tău mai mic? Acum, sper să nu încarc prea mult narațiunea. Voi ați luat bătaie vreodată de la verișorii mai mari? Mai ales când erați în casa bunicilor. Dacă nu există concurență între frați, cu siguranță există între verișori. Oamenii ăștia au crescut împreună. Dumnezeu a dat o lucrare extraordinară lui Ioan Botezătorul. Începe să convertească oameni, să se pocăiască oameni, să-i boteze și să-i facă ucenicii lui. O gloată întreagă mergeau după ei. Și apare la orizont unul numit Iisus, ivărul mai mic. Și mulți din cei care urmau pe Ioan merg după Hristos. Și acum aș fi așteptat exact aceeași reacție ca a lui Saul. Și ce spune Ioan? Și permiteți-mi să vă citesc Ioan capitolul 3. Ascultați ce zice Ioan. Drept răspuns, Ioan i-a zis: omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Dar Ioan, tu nu observi diferențele? Ba da, le văd. Dar astea sunt controlate de Dumnezeu.
Și asta mă face să mă mișc din loc, să continui înspre planul lui Dumnezeu. Dacă mereu m-aș compara, aș fi un nebun. El este ceresc, eu spământesc, e o diferență categorică de origine, de calitate, de lucrare, de anvergura lucrării. Diferența pe mine nu mă paralizează. Eu mă duc înainte, îmi știu exact mandatul, chemarea, destinul, planul lui Dumnezeu, și comparația cu cel care este peste pe mine niciodată nu mă paralizează. Pentru că mă odihnesc în suveranitatea lui Dumnezeu, care controlează toate aceste diferențe. Ascultați-mă, chiar dacă suntem cu un start, cu un metru în spate, chiar dacă alții au poate resurse, școală, inteligență, relații, chiar dacă Dumnezeu a dat un dar mai strălucit celui de lângă tine, Dumnezeu controlează diferențele din viața noastră. O, atât de bine înțelege Ioan lucrul ăsta când zice căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu. Exact cum a trimis pe mine pentru asta, Dumnezeu pe el a trimis pentru asta și mă odihnesc în suveranitatea lui Dumnezeu. Continui să mă mișc din loc și nu rămân pe loc. Ăsta nu e eșec. Ăsta nu e eșec. Eu continui să-L slujesc pe Dumnezeu. Asaf, psalmul 73, când li se bulbucă ochii de grăsime, Asaf zice, eu trăiesc cu un eșec continuu. De ce să fac asta? Doamne, dar de ce se întâmplă asta? Se potignește Asaf doar pentru că vede că el nu are și ceilalți au, până când ajunge în locașul lui Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu din nou strălucește în revelația sa, spunând că el este suveran. Am un vecin, 73 de ani. O strâns bani și-o făcut gardul. Toată viața a avut un gard din lemn, cădea pe el. Și-a făcut gardul, nu cred că era săptămână când scoteam gunoiul joia dimineața, zic că vecine, ai zis ce gardam, da vecine. Știi cât m-a costat? 20.000 de lei. 5 ani strâng la el, bravo vecine, să-ți trăiască, ce să-i zic. Și mereu îmi spune mereu același lucru, vecinul de peste drum a venit din Anglia, lucrăm pe lire, nu pe lei. Și-a făcut și gardul și într-o săptămână și-a făcut și pavajul. Ce vorbești? Vecinul s-a negrit. Nea Petre vine la mine și trebuie să mă bag la CR, să fac cumva, zice, îmi pun neapărat pavele în curte. Și zice, Nea Petre, de ce? Nu, noroi, nu așa de bine. Dar Nea Petre, de ce? Toată viața ai trăit în noroi. De ce ar trebui să mori pe pavele? Am înțeles după aia de ce, că-i vecinul. Frații mei, era un eșec sau un succes ce-a făcut? O viață întreagă avea un gard răblăgit și în sfârșit și l-a pus bine. Diferența schimbă optica. Ascultați-mă bine ce o zic. Dacă celălalt poate mai mult, asta nu înseamnă că puținul tău nu înseamnă succes. Asta înseamnă că Dumnezeu controlează și știe că eu am capacitatea de un talent și un talent îmi dă. Și altuia îi dă 30-100 pentru că asta e capacitatea lui. Odihnește-te în suveranitatea lui Dumnezeu. Dacă nu, în lanțul acesta al diferențelor, mereu vei sta pe loc și nu vei porni la drum. Dar apar și dificultățile. Și vreau să mă duc, nu trebuie să-mi pun ceasul pe anvon, că la voi... Așa. De ce Dumnezeu îngăduie dificultăți în viața noastră? Dacă n-ar fi ele, cele care ne încurcă, obstacole în viața noastră, a merge cu viteza luminii spre destinul promis. Noi stăm pe loc, fie că am eșuat, fie că vedem pe parcurs că urmează dificultăți. Avem exemple nenumărate în Scriptură, am ales doar doi, Iov și cei trei tineri din Babilon. În cazul lui Iov, 37 de capitole, el știe clar că e nevinovat. Ce vine în viața lui nu se datorează păcatului. Dar nu înțelege totuși de ce dificultatea există. Dacă Dumnezeu ar fi Dumnezeul drept și corect, dificultatea n-ar fi. Dacă Dumnezeu ar fi cu el, 100% dificultatea n-ar fi. 37 de capitole, Dumnezeu nu intervine în discuțiile dintre ei. În capitolul 38, exact așa începe Dumnezeu în revelația sa. În 37, ultima parte, cumva argumentul e ăsta. Da, deasupra mea sunt nori, e furtună, dincolo de nori o fi Dumnezeu, e aurora. Va veni un moment în care norii se vor da la o parte și Dumnezeu mă va vedea și va interveni. Și Iov 38, Dumnezeu se revelează așa. Și Dumnezeu a vorbit din mijlocul furtunii. Iov, toate cele 37 de capitole în care voi sporovăiați între voi. Eu eram acolo.
boala ta cronică, dezamăgirea ta, dificultatea ta, eu sunt Dumnezeul prezent în dificultate. Cei trei tineri au zis, și dacă Dumnezeu nu îngăduie, și dacă Dumnezeu nu izbăvește, noi tot vom merge, noi tot vom continua spre destinul promis. Și vine cuptorul, Doamne, dar de ce îngădui cuptorul? Tocmai ca în foc sau în apă, în furtună, să mă revelez ca Dumnezeul prezent acolo. Frații mei, surorile mele, dificultățile au forța aceasta de a ne crea, de a ne recalibra, de a-L recentra pe Dumnezeu în viața noastră. De aceea nu vă opriți în contextul dificultăților. Ele sunt inerente ființei umane. Dacă mă opresc în ele, niciodată nu voi putea răscumpăra promisiunile lui Dumnezeu. Dar dacă înțeleg că limitările acestea curente sunt parte din planul lui Dumnezeu, voi înțelege că ce eu nu pot, Dumnezeu va compensa. Mai mult decât atât, avem atât de multe texte din Scriptură, în special în contextul Noului Testament, în care ne vorbește despre o bucurie în încercare, despre o bucurie în eșec. Roman 5:3 ne vorbește despre bucurie în încercare. Iacov zice așa, frații mei, s-o priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, că știți că dificultatea nu obturează alergarea mea, ci dificultatea formează caracterul meu în contextul alergării. Da, dacă credeți în hazard, în loterie, în noroc, aveți tot motivul să stați pe loc atunci când vine dificultatea. Dar când înțelegem că Dumnezeu controlează și dificultățile din viața noastră, asta ne va determina să mergem înainte, să credem în Dumnezeu și în ce vrea Dumnezeu de la noi. Țepușul lui Pavel e interpretat în sensul ăsta. Harul lui Dumnezeu mi-e suficient. Nu putea Dumnezeu să scape, să scoată țepușul? O, Dumnezeu nu-l scoate, dar compensează cumva această dificultate cu harul său, cu prezența sa. Așadar, dificultățile, interpretațiile nu ca obstacole, ci ca oportunități. Oportunități în care Dumnezeu să se reveleze, să ne formeze, să ne vorbească. Trei principii aici în privința diferențelor și a dificultăților. Credem că Dumnezeu controlează toate dificultățile și toate diferențele prin care trecem în suveranitatea Lui. Când vei înțelege adevărul ăsta, vei porni la drum, oricât de greu ar fi și oricât de mare e diferența dintre tine și ceilalți. Când vei înțelege că Dumnezeu, atunci când tu nu mai poți și greul e prea greu și furtuna e prea mare și aurora cumva e dincolo, înțelege că Dumnezeu compensează toate dificultățile cu prezența sa, prezența sa ajutătoare, nemijlocită, conducătoare în mijlocul nostru. Dar Dumnezeu lasă aceste lucruri ca să conducă, să mânuiască toate aceste dificultăți înspre slava sa. În momentul în care Dumnezeu calibrează drumul meu doar cu ce pot eu, atunci cine va ieși în evidență? Subsemnatul. Dar în momentul în care Dumnezeu îngăduie încercări și dificultăți care depășesc capacitatea mea de gestiune, cine va fi văzut atunci când le depășesc? Dumnezeu. Ăsta e sensul lucrurilor. Dumnezeu controlează diferențele și dificultățile, Dumnezeu compensează aceste diferențe și dificultăți, Dumnezeu le conduce. Le conduce întotdeauna pentru slava sa. 3. Părerile celor din jur. Aici e o chestiune un pic filozofică, care eu cred că o nenorocit și stă la baza multora din rețelele noastre sociale. El e individul, Sartre, care în contextul filozofiei sale, filozofiei franceze, cumva creonează un tipar și el spune în felul următor: nu contează cum te vezi tu, ci cum te văd ceilalți. Nu e important de fapt cine ești. Important ce spun alții despre tine. Important cum te proiectezi tu în conștiința publică. Important e să ai aderenți, followeri, oameni care îți dau like, oameni care te apreciază. Așadar, în viața privată nu contează cine ești. Poți să înjuri, să furi, să droghezi, să trăiești în imoralitate, nu contează. Important e ce spun ceilalți. Așadar, cosmetizează. Cosmetizează-te, construiește persoana ta după dictonul anturajului. Încearcă să-ți pui o imagine virtuală care să dea bine, încearcă să-ți pui o imagine publică care să dea bine, indiferent de eșecurile pe care le trăiești. Păcat înascuns nu e păcat dacă nu-l vede alții. E păcat că alții te văd. E păcat că alții te etichetează. Și de la Sartre încoace și apoi cu ajutorul tehnologiei, cred că noi mergem agonizând aviz după părerile celorlalți. Ce spune celălalt despre mine? Pot să fie succes
Dacă celălalt zice că ești un loser, rămâi un loser. Dacă majoritatea spune un lucru, majoritatea validează, de fapt, veridicitatea vieții mele. Și așa trăim colecționând tot felul de etichete. Fie bune, fie rele. Etichetele rele care ne paralizează, etichetele bune care nu ne ajută să ne evaluăm corect. Pavel la un moment dat se supără în 1 Corinteni 4 și zice: nu, nu mai permit niciunuia să mă judece. Nu că e arogant, nici măcar eu însumi nu mă mai judec. Cel care mă judecă este Dumnezeu. Adică pentru mine ce contează nu e nici părerea mea despre mine, nici părerea celorlalți. Pentru mine ce contează e părerea lui Dumnezeu. Asta contează. Până la urmă, cine are drept să dea verdicte ultimative? Cine? Credem din toată inima că Dumnezeu reprezintă singura instanță care poate emite judecăți ultimative în dreptul nostru. Dacă are cineva dreptul, care știe toată imaginea de ansamblu a vieții mele și a tale, ăsta este Dumnezeu. Ăsta este doar Dumnezeu. Oamenii cunosc în parte, oamenii ne arată doar ce vor, oamenii merg pe baza unui trend și dacă noi intrăm în vâltoarea aceasta, niciodată nu vom porni din loc. Dar dacă mă înțelegem că Dumnezeu e instanța care dă verdicte, judecăți ultimative și ne raportăm la ea, vom ieși de aici. Uitați-vă biserica din Sardes, care toată viața ei și-a cosmetizat slujirea publică după părerea altora și da, reputația. Avea multe like-uri, multe like-uri în Sardes. Dar până la urmă contează ce zice societatea sau ce zice Dumnezeu. Când vine Dumnezeu cu ultima instanță, zice: ești pe moarte, ești muribund. Celelalte biserici care doar ea spune despre ea, biserica din Laodicea, tu spui despre tine însuți: hai să spun părerea mea, vrei să o știi? Ești orb, ești sărac, ești gol, ești nenorocit. Frații mei, dragi tineri, opriți-vă să colecționați toate părerile celorlalți. Uitați-vă la ce spune Dumnezeu. Dacă Dumnezeu dă un singur like, dacă Dumnezeu la botez va zice: ăsta e fiul meu prea iubit, dacă Dumnezeu în cadrul slujirii va spune: asta am vrut să faci, Flaviu, ai putea să mori liniștit. Pentru că ceea ce contează e ce spune Dumnezeu și apoi toate celelalte lucruri. 4. Parcursul vieții care cred că e diferit de așteptările noastre. Și vă dau tiparul lui Iosif pe care voi îl știți foarte bine. Am ales în mod intenționat Iosif să nu-l iau pe Moise, pentru că pe Moise îl abordăm în textul de astăzi. Probabil să vedem în a doua parte, nu cred că o să apucăm acum. Orice om are o viziune, o perspectivă despre viață. El își dorește ceva. Fie că Dumnezeu i-a zis, fie că părinții, fie că au văzut niște talente, niște înclinații și au zis: cam la asta mă cheamă Dumnezeu. Viziunea de obicei e formată de un vis. Noi toți avem vise. Vise născocite de noi, vise dăruite de Dumnezeu ca promisiuni, vise inoculate de părinții noștri, crezând: la asta te potrivești. Noi toți avem vise. După vis, toți credem că urmează susținerea. Visul meu, ca să poată deveni realitate, cineva trebuie să mă susțină. Trebuie să am oameni care stau lângă mine, care mă sprijină. El tocmai de aia și-a comunicat visul. Dar un nebun știa ce credeau părinți, frații despre el. Acolo erau niște animozități pe care erau vizibile. El a mers la părinți și la frați ca să-l susțină. Mă duc acolo pentru că eu o să mă ofer niște oportunități. Dacă tata mi-a dat o haină nobilă, tata îmi va da și resurse să împlinesc acest vis. Probabil o școală, probabil o zonă de demnitar, probabil facem cetatea noastră sau țara noastră aici în Canaan și eu voi fi primul rege. Toți gândim în sensul ăsta și ne dorim oportunitățile. Bineînțeles, odată ce vin oportunitățile, urmează promovarea. E clar că trebuie să fie un salt de calitate și de cantitate între mine și ei. Până la urmă, eu rămân în picioare, toți ceilalți se închină. Asta e promovare. E recunoaștere oficială, tu ești întâiul. Ăsta e visul lui Dumnezeu. Da, ca într-un final să ajung la palat. Visul lui Iosif era să ajungă la palat. Închinarea viza zona aceasta a regalității. Și vă ziceam că viața cam bate filmul. Care a fost viața lui Iosif? Viața lui începe, da, cu un vis. Nu era născocire, era un vis. Efectiv, o visat. Doar că în loc de susținere,
au avut parte de trădare. Crezi că oamenii de lângă tine te vor înțelege și că efectiv vei face un salt pe baza susținerii celorlalți și frații tăi te trădează. Trădarea va duce la sclavie. Știți, în societatea antică, a Orientului Antic, cine avea cele mai puține oportunități? Sclavul. Omul care crede că va avea oportunități are parte de sclavie. Unde? De ce Dumnezeu limitează visul meu? Unde e visul pe care Dumnezeu l-a zis? Dumnezeu l-a promis. Îți convins că sursa visului meu e Dumnezeu. De ce viața nu-i ca visul? De ce viața mea este diferită? Bun, sclavie, voie și vreodată de acolo există ceva mai rău decât sclavia? Da. E pușcăria. În loc de promovare, tu ai parte de pușcărie. Vreau să vă spun, există vreun loc în societate mai degradant și mai limitat decât pușcăria? Probabil moartea. Ca stare. Eu aștept promovarea și promovare primesc. Din sclav în pușcăriaș. Poate fi ceva mai rău? Și momentul resemnării și-a pus cumva sprijinul în cineva căruia i-o tălmăci niște vise și ăsta pleacă. Dacă cumva, știi, pune-mi o pilă bună, ăsta e românul din Iosif. Noi toți ne dorim cumva, speranța moare ultima și-a murit. În cazul lui, speranța a murit. Trădare, sclavie, pușcărie. Ce urmează? După scenariul ăsta de film înseamnă moarte. Suicid și moarte. Și ce urmează? Ăsta e surprinzător și ăsta e Dumnezeul Evangheliei. Urmează tot palatul. Doamne, dar eu nu pot să pricep. Nu puteai de la vis să mă duci la palat? De ce itinerariul ăsta? De ce, Doamne? Tocmai că Dumnezeu, frații mei, îngăduie tot acest itinerar și vom înțelege mai în detaliu lucrul ăsta din text. Tocmai ca să ne dezlipim de încrederea noi înșine și să ne legăm de Dumnezeu. Vreau să proclam cu tărie că dacă palatul, nu știu ce înseamnă palat, poate o fată frumoasă, poate slujire, poate un job, poate o chemare specială în biserică, nu știu ce înseamnă palat. Palatul e locul în care vei fi semnificativ pentru societate, e locul în care Dumnezeu vrea să te folosească pentru alții. Dar drumul la palat nu trece prin susținere, oportunități și promovare. Nu-i vorba de susținerea oamenilor, de oportunitățile determinate de oameni și de promovare. Ca să poată fi vindecat de toate aceste lucruri, Iosif ajunge în trădare, să-și piardă încrederea în frați, ajunge în sclavie, să înțeleagă că de acolo nu mai există șansă și ajunge în pușcărie, ca să înțeleagă că promovare de la oameni nu mai există. Și momentul în care și-a pierdut orice urmă de speranță, Dumnezeu zice, ăsta e momentul în care să-l folosesc pe Iosif. Pentru că în tot acest itinerar, el nu s-a compromis. El nu s-a compromis. De ce stai pe loc? Poate ai pornit la drum și te-ai oprit. De ce te-ai potignit? Nu cumva din cauza parcursului ăsta a vieții care e diferit de așteptările noastre? Oare așteptările noastre sunt calibrate de Dumnezeu? Îl onorează pe Dumnezeu? Ai confirmarea că ăsta-i drumul lui Dumnezeu? Indiferent care ar fi greutatea vieții tale, începe să te miști din loc. În măsura în care vei face pași prin credință, Dumnezeu va canaliza aceste lucruri înspre palat. Și-s convins, cred din tot sufletul meu că Dumnezeu are un palat, un loc în care să-și desăvârșească planul lui pentru viața noastră. Mai departe, cum găsesc drumul? Am înțeles de ce stau pe loc de cel mai multe ori, dar cum găsesc drumul? Cum îmi dau seama că ăsta e următorul pas, că asta e următoarea etapă? Pentru lucrul acesta, noi trebuie să descifrăm până la urmă chemarea lui Dumnezeu. Nu doar să discernem care sunt motivele pentru care stăm pe loc, ci să descifrăm chemarea lui Dumnezeu. Și pentru lucrul ăsta, iarăși, va trebui să răspundem neapărat la trei întrebări. Vom face cât putem. Cine sunt eu? Cine este Dumnezeu pentru mine? Nu Dumnezeu. Cine este Dumnezeu pentru mine într-o relație personală? Cum îl văd eu pe Dumnezeu? Și ce vrea Dumnezeu de la mine? Descifrarea chemării vizează cele trei mari răspunsuri. Dacă dau răspunsul corect la cine sunt eu, voi găsi drumul. Dacă răspund corect la cine este Dumnezeu pentru mine, voi găsi drumul. Și dacă înțeleg care e voia lui Dumnezeu cu privire la mine, voi înțelege drumul. Cine sunt eu? Întrebarea asta, la întrebarea asta vor răspunde așa toate celelalte din Faptele Apostolilor capitolul 7. Cine sunt eu? Ce spui tu despre tine însuți?
Sunt deja oameni care i-am observat, n-au dormit 5 ore pe noapte. Reacția e pe măsură. Domnul să ne ajute să mai rezistăm. Cine sunt eu? Descoperirea identității noastre, de fapt, menirea acestei întrebări e să văd cine sunt eu, ce vrea Dumnezeu de la mine, cum mă proiectează Dumnezeu, felul în care emit păreri despre mine va determina parcursul slujirii mele. Dacă eu nu mă văd așa cum vrea Dumnezeu să mă vadă, întotdeauna voi fi cu frâna trasă, întotdeauna voi fi frustrat, întotdeauna voi fi împleticit, întotdeauna mă voi rătăci. Pentru lucrul ăsta avem o afirmație interesantă din Scriptură cu care începe textul nostru și ascultați, pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. Și asta o zice Ștefan. În Exod ne zice că maică s-a văzut frumos. În Evrei ne zice că era frumos. Acum voi sincer vă spun, sunt mame aici. Întreabă pe mamă dacă are vreun copil urât. Răspunsul invariabil nu. Poate să fie cu sindrom, autism. Pentru o mamă, orice copil e frumos pentru că e născut din ea. Dar singurul loc din Scriptură e Ștefan care zice e frumos înaintea lui Dumnezeu. Oare ce să însemne lucrul ăsta? Cum adică frumos înaintea lui Dumnezeu? Cred că elementul acesta, sintagma aceasta, o vei găsi doar în Geneza. În Geneza în care Dumnezeu creează lucrurile și spune că toate lucrurile sunt bune. Argumentul de aici e un argument creaționist. Ne duce la Geneza și la ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Acest frumos înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă cosmetic frumos. Și acest frumos înaintea lui Dumnezeu înseamnă că apariția lui Moise pe planul istoriei e voia lui Dumnezeu, reprezintă voia lui Dumnezeu. Într-o generație în care majoritatea copiilor de la Aron în jos sunt morți prin decretul egipteanului, când omul acesta apare, Dumnezeu zice, eu am un plan cu el. Mama lui face coșulețul și tot itinerariul educativ al lui Moise e determinat de această convingere. Dumnezeu are un plan cu el. Dacă nu plecăm de la realitatea aceasta, întotdeauna ne vom împleteci în parcursul nostru. Și în sensul acesta avem patru afirmații care cumva decurg de aici. Sunt frumos înaintea lui Dumnezeu, în primul rând înseamnă că sunt creat de Dumnezeu. Dumnezeu a făcut toate lucrurile bune și la un moment dat zice Biblia să facem om după chipul și asemănarea noastră. Ăla e momentul în care Dumnezeu creează pe om atât ca structură, cât și ca funcție, cât și ca relație și apoi ca devenire. De ce spun lucrul acesta? Noi suntem creați de Dumnezeu cu structura lui Dumnezeu, cu chipul lui Dumnezeu. Suntem în trei părți. Suntem trup, ce vedem, suntem suflet și suntem duh. Toate aceste trei părți sunt implicate în planul lui Dumnezeu. Disocierea dintre ele întotdeauna mă va duce la eșec. Sunt unii gnostici din Corint care au zis în felul următor: contează cu sufletul să fii curat și cu duhul să ai succes, trupul ăsta bălăcărește-l în toate păcatele. Și Pavel zice, 1 Corinteni 6, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupurile voastre și apoi în interiorul vostru, apoi în duhurile voastre, apoi în spiritul, în sufletul vostru. Nu-i suficient să faci diferența asta pentru că Dumnezeu ne-a creat cu o structură întreită care poartă cumva copia structurii din Sfânta Treime. Dumnezeu ne-a dat o funcție, o funcție conducătoare. Aici e mandatul cultural. Dumnezeu ne-a dat treabă de făcut. Dumnezeu ne-a creat într-o relație, zice Biblia, om parte bărbătească și parte femeiască. Singurul lucru pe care Dumnezeu nu l-a văzut bun e lipsa femeii. Nu este bine ca omul să fie singur. De ce? Pentru că l-am creat în genetica lui cu o predispoziție spre relație. Omul funcționează în relații. Succesul e unul relațional, nu individual. De aceea îi voi crea femeie pentru el. Ei, noi trăim în contextul relațiilor. Dacă nu înțelegem lucrul ăsta, mereu vom eșua. Eșecul nu e unul privat. Succesul nu e unul privat și unul relațional. Noi trăim într-o anumită relație. Fie că vorbim familie, fie că vorbim de colegi, fie că vorbim de relația răscumpărată numită comunitatea lui Hristos. Și apoi există o devenire. Dumnezeu are un plan. Și planul ăsta, da, e scatologic, vizează răscumpărarea omului. Și aici plecăm la al doilea argument. Omul e dorit de Dumnezeu.
Și de ce spun lucrul acesta? Vreau să vă întreb, știa Dumnezeu când l-o crea pe Adam că el va păcătui? Da. Și atunci de ce s-o mai încurca cu Adam? De ce l-o creat? Nu putea să lasă în existență, să nu existe? Doamne, dar tu știi ce urmează? Tu știi că el te va trăda? Tu știi că omenirea se va lăpăda de tine? Tu știi că ei vor vrea să ajungă la cer? Tu știi că ți-alegi un popor și din 2 milioane rămân 2? Tu știi că oamenii vor trăi în apostazie, în apostazie atât de mare încât vor zice, răstignește-l? Doamne, tu știi ce urmează? Tu ești conștient de faptul că urmează eșecul omenirii? Da, cunosc. Și tot îl crezi pe om. E dragostea lui Dumnezeu din creație. De aceea vreau să afirm cu tărie, tu nu ești la întâmplare pe pământ, ești creat de Dumnezeu și ești dorit de Dumnezeu, în ciuda eșecurilor inerente. Când Dumnezeu m-a creat, m-a creat știind predispoziția mea și ceea ce urmează în parcursul istoriei mele individuale și comunitare, eu, Flaviu, voi greși, tu vei greși și Dumnezeu acceptă lucrul ăsta alcătuind planul răscumpărător chiar înainte ca noi să gustăm păcatul sau măcar să fim creați. Noi suntem doriți de Dumnezeu, poate nu de părinți. Am un frate în una din bisericile în care slujesc, care a fost abandonat de părinții lui. Îmi spunea momentele și bătăliile crunte când îl băgau în canal, în rahat până la gât, când îl băteau îngrijitorii cu nuiele, cu curele, cu ce puteau, cu capete de pat. Când stătea până la gât, o zis Flaviu, de 2 ori am avut momentul în care am zis, mă bag de tot, măcar să mor, măcar să scap de lumea asta. Mereu am trăit cu stigmatul ăsta, eu n-am fost dorit de mama și de tata. Când și-a căutat părinții la 21 de ani, părinții i-au zis, tu n-ai înțeles primul mesaj, dispari. Ei, omul acesta a trăit mereu cu sintagma asta, cu stigmatul ăsta, eu nu-s dorit de Dumnezeu. De ce Dumnezeu m-a îngăduit pe lume? Chiar dacă o mamă, prin absurd, își va uita copiii, își va abandona copiii, eu, Dumnezeu, nu. Trebuie să plecăm de la premiza asta, noi toți suntem doriți de Dumnezeu. Existența noastră poartă amprenta dorinței lui Dumnezeu, iubirii lui Dumnezeu creaționiste. Dacă existăm, existăm pentru că Dumnezeu ne dorește. Poate societatea, poate părinții, poate chiar slujitorii, poate autoritățile nu ne doresc. Noi suntem doriți de Dumnezeu cu eșecurile noastre care vor urma și care le-am acumulat. Pentru că Dumnezeu are un plan escatologic, are o devenire a noastră și pentru lucrul acesta Dumnezeu ne înzestrează, ne capacitează, ne dă resurse ca să ajungem acolo unde vrea El.